cu avânt proletar să începem această zi, cu gândul că o începem acum, o terminăm și ne mai vedem luni, care nu mai vedea. Așa, dar dincolo de asta, avem astăzi niște invitații speciali, da. 4 exemplare excepționale din rasa Cane Corso, cu care ne vor face cunoștință Pendelete, Mihai Nae, dresor canin, și Adrian Pușcaș, crescător de câini. Bună dimineața, bine ați venit! Da, formula este ceva mai extinsă, te rog să ne prezint, da. Mihai. Păi ce să zic, o am pe Hani, da? În România. Avem o puiuță, pentru că a trebuit să vedeți și cum arată puiul de Cane Corso, e important, da. Care este fică de campion mondial. L-avem pe Primus, care este campion cum laude, campion Bulgaria, România, Republica Moldova, are 11 titluri, da. Și avem acest mascul extraordinar, care este și el campion România, Bulgaria și Republica Moldova. Am înțeles. Doamne, ce frumos. Eu, uitându-mă așa la ei, cum să zic, nu prea vine să mă apropii, știi? Opa, stai că uite, firele, arată campioros. Trebuie să știți, un lucru, că ei sunt câini impunători, sunt așa. Câini care arată așa cum arată, însă sunt și niște căței foarte echilibrați. Așa. Este extraordinar de important să știm că așa cum ni-l dorim, îl avem. Dacă îl educăm, dacă îl lucrăm în stilul de a fi un câine liniștit, da. Atunci vom avea un câine non-periculos. Da, adică un câine care poate să fie lăsat cu copilul nostru de acasă, cu alți câini, spre exemplu, ei stau împreună. Da? Așa. Ierarhia s-a stabilit la ei. Există oarecare diferențe de temperament de la mascul la femelă. Okay. Dar, iarăși, femelele pot fi mai rele decât masculii. Ei, este na. Corect, na. Da. Mă rog. Dar, okay. Dar trebuie să știți că așa cum le duci, așa l-ai. Ceea ce vreau să menționez este că acești căței sunt campioni pentru, în primul rând, pentru că stăpânilor s-au ocupat. Nu i-am scos eu campioni. Da? Așa. Nu eu, da? Nu eu. Eu prezint niște titluri date de niște experți, da. Aceia sunt arbitrii, care și-au pus cumva patalamaua pe actele lor. Avem varietăți de culoare, da? Da. Vedeți, negru, gri, galben, da? Da? Deci, cumva, rasa asta poate să mulțumească și pe cei mai pretențioși. Sunt niște câini greu de întreținut? Nu sunt niște câini ușor de întreținut, okay. Dar nici greu de întreținut. Sunt câini grei, după cum spuneam, da. Ca și gabarit. Trebuie în momentul în care ți-l iei să ți-l asumi cu totul. Și asta am spus despre educație, dar și alimentație. Sunt câini care au nevoie de întăritoare de oase, da. Cartilagii și așa mai departe, vitamine în perioada de creștere. Extraordinar de important. Mai importantă este și mișcarea. Da? La fel de importantă, și acum o să mă repet, după toate acestea vine socializarea, pentru că în concursuri trebuie cumva câinele să se arate echilibrat, da. Nu să fie un câine agresiv încât să deranjeze arbitru. Dacă arbitru este deranjat, automat câinele ori este depunctat, da, ori da. Este dat afară. Am înțeles, din concurs. Au nevoie de spațiu destul de mult, adică, nu știu, poți să ai un astfel de câine într-un apartament, să spunem? Așa cum spuneam, dacă îi dăm timp și îl alergăm, da. Poate să stea și cu noi în apartament foarte ușor. Dacă nu, bineînțeles, trebuie să găsim cumva o modalitate de a-l consuma pe câine. Uh-huh. Da? Sunt câini energici, da. Câini care, cât sunt de masivi, sunt și rapizi, da? Deci cumva au nevoie. Dar nu atât de mult de partea asta cu condiția fizică, cât psihic. Psihic cumva trebuie să-l consumi încât să nu se ducă în zona aceea de agresivitate. Dar sunt câini exact așa cum ți-l propui, așa va fi. Așa va fi. Asta e o veste extraordinară. Dar spunem, au o personalitate puternică, ei pot fi ușor dresați sau mai greu? Își iubesc foarte tare stăpânii. Sunt de multe ori mai atenți la stăpân decât ar trebui să fie. Sunt posesivi? Sunt oarecum posesivi, dar educația cumva îi echilibrează. După cum ați văzut, este ăsta galben, cel puțin, este foarte atașat de stăpân. Dar nu sunt câini care să pună probleme din punctul ăsta, dar sunt foarte buni paznici.
extraordinar de bun paznici, adică în momentul în care ai băgat Cane Corso pe teritoriu, o să vedeți, pentru că o să avem și o demonstrație puțin mai târziu. Scrii foarte, foarte liniștiți dacă, dacă te ocupi de ei. Așa, și dacă nu-i deranjezi, că dacă îi deranjezi... Evident. Dar dacă, nu știu, eu vin la tine că am o problemă cu tine și mă cerc puțin cu tine, ridic tonul la tine și tu ești cu cățelul, câinele, dulăul. Are vreo reacție? Întotdeauna câinele trebuie să-și cunoască stăpânul și stăpânul câinele. Asta iarăși ține de educația lui, de antrenamentul și așa mai departe. E posibil dacă îi dau comandă să rămână în așteptare și să fie foarte atent, așa cum este posibil să sară, să muște în momentul în care simte stăpânul în pericol. Ține de exercițiile pe care le faci în momentul în care lucrezi câinele, ține de, de acel dresaj. Este obligatoriu dresajul la rasa asta? Din punctul meu de vedere, da. Pentru că, pentru că există posibilitatea să ne întâlnim cu un prieten mai zgomotos, să dea noroc, și mai zgomotos. Și să facă o glumă, Cam asta a fost. Dacă ai un Cane Corso și ai o prietenă ca lor, ce ar mai trebui să știm atunci când alegem o astfel de rasă drept animal de companie? Păi am atins timpul pe care trebuie să-i dăm, am atins partea cu calciu, vitamine, tipul de mâncare. Tipul de mâncare nu trebuie să fie orice, trebuie să fie o mâncare super premium. Câinii ăștia, toți de aici, sunt cumva hrăniți super premium. Aportul proteic, carbohidrat, etc. Spre exemplu, pe lângă faptul că mănâncă mâncare de câini super premium, mănâncă și o mâncare barf, care este un amestec de carne crudă, de pui, vită, pește, cu legume, fructe, etc. Adică... pentru un tonus corect, pentru energie, pentru... Cam la câte kilograme ajunge un exemplar? Păi, 60... 60? Oscilează între 50 și 70 de kilograme. Cam așa. Da. La maturitate. Și nu e greu de ținut, nu știu, de o domnișoară, de o doamnă, după cum vedeți, de câine? După cum vedeți, nu. Și dacă îl pregătești foarte bine, poate să fie foarte ușor gestionat și de către copil. Da. Eu vreau să bineînțeles. Văd și eu demonstrația aia pe care mi-ai promis. Păi, o să rămânem cu Hani și cu Primus, pentru că trebuie. O să facem cumva schimbul pe ceilalți, o să-i rog să iasă din platou și să vedem că dacă reușim. Așa. Și o să vedem o mică demonstrație de disciplină. Okay. Deci Cane Corso este un câine care poate să fie extrem de echilibrat. O să mergem lângă Hani acolo. Ia să vedem. Să vedeți așa ca idee, o să mergem puțin la pas, puțin, mergem la pas puțin, ia să vedem, îi vedeți, este pe negru, este pe gri, ne întoarcem și o să-i lăsăm în așteptare. Ia, mergem acolo, puțin cel mai repede, ia să vedem, culcat. Și o să ne deplasăm în partea aceasta, în partea asta, ia să vedem, priviți, i-au părăsit și câinii rămân acolo. Atât cât putem în platou să facem. Normal, da? Ce-mi doresc eu foarte mult de la cei de acasă este să înțeleagă că acești oameni au muncit foarte mult cu ai lor căței și acești căței sunt în stilul acesta pentru că stăpânul s-a ocupat. Sunt incidente de agresivitate pe care toți le vedem la televizor și așa mai departe. Nu s-a făcut ceea ce trebuia să se facă. În momentul în care îți iei un cățel, îți iei un membru a familiei, un copil. Trebuie să-l duci la școală, trebuie să te ocupi de el, trebuie să-i dai să mănânce ce trebuie. Așa nu o să se întâmple nimic. Dar auzim tot felul de situații neplăcute. Da. Bun, revenim la căței. O să o rugăm pe Hani să iasă la pas, frumos. Ok, haideți să o luăm pe Hani. Și rămânem cu Primus. O să-l lăsăm aici, de fapt. O să-l rog pe colegul meu, infractorul, să vină. Îl punem pe Han, pe Primus. Da? Și o să vedeți Cane Corso, acela pe care l-a văzut liniștit, ce poate să facă. N-a apucat să... Dă-i-l. Ok. Îl ducem pe Primus în spate. Acolo. Luăm manșonul și repetăm asta, da? Da. Să vedem cam cum arată. Din nou, George, o să te rog să-i mai dăm un atac.
Priviți. Și-l dai. Și pleci. Am înțeles, am înțeles. Da. Curajul și băiatul cu... Da, cu asta ne ocupăm. Vă mulțumim! Da. Mulțumim, mulțumim tare mult, mulțumim pentru atât. Gata, să ne liniștim. Filmul l-ai prins, nervos, dacă vrei, du-te la el, așa. Mulțumim, Mihai Nae. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte și mult. Mult succes în tot ceea ce faceți. Mulțumim tare mult pentru demonstrație. Da.